Salutare, dragilor, sunt Elena și vă mulțumesc tare, tare mult pentru susținere și apreciere. În episodul de astăzi vreau să vă prezint un nou subiect interesant. Rămâneți cu noi! În vara anului 1995, în provincia Salta din nord-vestul Argentinei, zeci de oameni, inclusiv un pilot civil, au fost aparent martorii prăbușirii unui obiect zburător metalic argintiu. Pilotul a decolat în mai multe rânduri din proprie inițiativă pentru a cerceta urmările incidentului. Descoperirile sale și evenimentele care au urmat sunt deosebit de interesante. La fel de interesant și sugerând o posibilă legătură, a fost și un alt incident petrecut cu 2 săptămâni mai devreme, când o aeronavă neidentificată a pus în pericol un avion venit la aterizare pe aeroportul din Bariloche, din aceeași zonă. Martorul principal al evenimentului din provincia Salta a fost Tony Galvano. El a declarat că pe 17 august 1995, la ora 13:45, într-o zi însorită, își lua masa de prânz. La un moment dat a apărut un fel de farfurie zburătoare de culoare metalică strălucitoare care țiuia din cerul albastru deasupra zonei Serrania Colorado a orășelului Joaquin González. În timp ce obiectul trecea peste mica localitate, mai mulți martori au văzut că acesta era urmărit de alte 2 obiecte, probabil rachete, care urmau să-l lovească. Apoi nava a început să cadă și la scurt timp s-a zdrobit de pământ. Cam după o secundă, o explozie puternică a umplut aerul, urmată de o mișcare seismică intensă. Potrivit martorului, undele acestei activități seismice ar fi fost resimțite până la o mare distanță. Într-adevăr, rapoartele ar sugera că locuitorii unor localități precum Gaona, El Quebrachal și El Galpon ar fi raportat seismul. O scurtă panică a cuprins micile comunități. Apoi, conform relatării, locuitorii șocați din zonă au văzut o coloană de fum negru gros care s-a ridicat vertical spre cerul fără nori. Galvano a precizat mai târziu că nu a văzut niciodată așa ceva și că ceea ce s-a prăbușit era cu siguranță o aeronavă solidă. În timp ce mulți dintre locuitori alergau spre locul catastrofei pentru ca să vadă mai bine ce s-a întâmplat, Galvano s-a îndreptat spre micul aeroport din apropiere, a sărit în avionul său Flystar, a decolat și a luat înălțime, plecând să cerceteze ce anume s-a petrecut. Din păcate, datorită fumului gros și dens, nu a putut localiza nava prăbușită. După mai multe runde în zonă, prin fumul coroziv pentru motorul avionului, a revenit pe pistă. Situația era prea periculoasă pentru a continua zborul. În plus, Galvano dorea acum să vadă și pe teren ce s-a mai întâmplat. Din discuțiile pe care le-a avut cu martorii, au rezultat o mulțime de noutăți. Posturile locale de radio au transmis mai multe relatări ale unor localnici care au asistat la căderea obiectului misterios. Părerile erau că acesta a fost doborât în mod intenționat. Toți martorii și-au exprimat confuzia cu privire la ce anume putea fi obiectul și cereau din partea autorităților explicații și asigurări. Galvano a organizat în aceeași după-amiază o cercetare a zonei împreună cu alți rezidenți interesați. Din păcate, în ciuda faptului că au acoperit suprafețe mari de teren, nu au putut găsi nimic care să semene cu obiectul prăbușit din cer. 2 zile mai târziu, Galvano a decolat din nou cu avionul său pentru a examina zona. De data aceasta, călătoria sa a fost mult mai fructuoasă decât cea din ziua prăbușirii.
Sub el se întindea o fâșie de pământ cu ceea ce părea să fie o amprentă de impact de aproximativ 3 km lungime și 600 de metri lățime. Pentru Galvano era evident că zona a fost supusă la o temperatură foarte înaltă cauzată de fricțiunea cu un obiect gigantic și greu. Lăsând avionul să zboare puțin mai jos, a putut să vadă în mod clar copacii care se găsiseră înainte în zona de impact, aruncați într-o parte sau în alta, rupți sau smulși din pământ. Într-un mod straniu, ei purtau marcaje bizare de parcă ar fi fost stropiți cu acid. Dintr-o dată, aeronava lui Galvano a început să piardă din altitudine, iar motorul să tușească, de parcă voia să cedeze. Înțelegând că nu va putea ajunge cu avionul până la o pistă normală, s-a pregătit pentru o aterizare forțată. A fost zdruncinat de impactul cu solul al avionului său, de obicei de încredere, dar a fost totuși în măsură să coboare și să se îndrepte spre locul accidentului. Între altele, el a cules de pe jos o bucată bizară de murdărie cu convingerea că aceasta ar putea deveni, poate, dovada acelei întâmplări nefericite. Galvano a afirmat mai târziu că el nu a văzut niciodată ceva de genul prafului ciudat pe care acum îl ținea în mână. Specialiștii de la Universitatea din La Plata l-au analizat, iar rezultatele indicau faptul că el conținea 98% potasiu, iar restul de 2% material necunoscut. Conform rezultatelor, o asemenea combinație de substanțe nu se găsește nicăieri pe pământ. În ciuda acestor rezultate, căutările ulterioare ale zonei nu au dus la alte descoperiri interesante. Apoi, peste 2 săptămâni, a avut loc o altă întâlnire ciudată. În timp ce el și alți câțiva investigatori voluntari din comunitatea locală încă mai pescuiau prin zonele împădurite și de junglă din zona impactului, lângă ei au descins din vehicule negre 4x4 mai multe persoane înarmate în costume negre. Aceștia au informat grupul de voluntari că, începând de acum, ei vor prelua căutările, localnicii vor trebui să meargă acasă, nu se vor mai putea plimba liber în zonă și că orice discuție este exclusă. Galvano susține că ultimul lucru pe care unul din acești ciudați bărbați în negru i l-a spus era: uită de asta, ceea ce a căzut a fost ceva foarte greu. Galvano spune că fraza i-a rămas întipărită în minte cu litere de foc. În plus, spune el, după neplăcuta întâlnire, a început să primească apeluri telefonice ciudate. Întotdeauna cu o prezență foarte clară la celălalt capăt, dar onorându-l doar cu o tăcere înfiorătoare și amenințătoare. Aceste apeluri le primea întotdeauna seara târziu sau în mijlocul nopții. După toate cele întâmplate, Galvano devenise atât de speriat încât a părăsit pentru un timp regiunea. Bărbații în negru, conform relatărilor localnicilor, au rămas în zonă timp de câțiva ani. Abia la o vreme după diminuarea prezenței lor, Galvano a avut curajul să se întoarcă, încă sperând că va putea investiga cazul în continuare. Cu 2 săptămâni înaintea prăbușirii amintite, în primele ore ale zilei de 2 august 1995, nu foarte departe, se petrecuse și un alt incident care nu fusese cunoscut de Galvano nici de ceilalți martori ai cazului Salta. Din nou au fost foarte mulți oameni care au asistat la cele întâmplate. Pe măsură ce o aeronavă de linie se îndrepta spre aeroportul din Bariloche, oraș aflat la poalele munților Anzi, brusc s-a apropiat de el cu o viteză foarte mare, sfidând legile fizicii, o farfurie zburătoare, albă, strălucitoare. Pilotul a efectuat cu succes o manevră de evitare a unei coliziuni.
Pe lângă piloții din avion, mai mulți oameni de la sol au văzut apropierea periculoasă, inclusiv unii membri ai armatei argentiniene. În plus, s-a spus că în timp ce nava strălucitoare a trecut pe deasupra aeroportului, calculatorul și sistemele de putere au înnebunit. Imediat după aceea, o mare parte din oraș a fost afectată de o întrerupere a alimentării cu curent electric. Nava ciudată a mai apărut încă o dată drept în fața avionului, de data aceasta plutind nemișcat. Din nou, pilotul a fost obligat să facă o manevră de ocolire pentru a evita o coliziune. Doar că, de data aceasta, nava misterioasă s-a întors împreună cu avionul, zburând apoi alături de el pentru câteva momente. În acest timp, la fiecare capăt al obiectului au apărut două lumini verzi, între care în centru se vedea o lumină portocalie. OZN-ul a însoțit astfel avionul, care cobora spre aeroport, până la atingerea altitudinii de 1000 de metri. În acel moment s-a ridicat cu o viteză supranaturală și a dispărut din vedere. Analistul Marcus Lout, care a reluat recent într-un articol incidentele amintite mai devreme, se întreba dacă ar putea fi vreo legătură între cele două cazuri. O presupusă întâlnire și o aparentă prăbușire cauzată în mod intenționat? Fereastra de 2 săptămâni este cu siguranță interesantă. Și la fel de interesant rămâne interesul intens al militarilor, ca și cel al bărbaților în negru, cel puțin în cazul primului incident. La sfârșitul anului 2016, Ministerul Apărării din Spania a publicat 1900 de pagini digitizate din 80 de rapoarte declasificate tip dosare OZN. Documentele se referă la evenimente care au avut loc pe întreg spațiul aerian spaniol între 1962 și 1995. Unele dintre aceste cazuri au fost văzute dintr-un singur loc, în timp ce altele acoperă mai multe puncte geografice, fie deoarece au fost urmărite din avion, fie deoarece data și descrierea coincid, deși s-au făcut observații din locuri diferite. Procesul de desecretizare a acestor dosare OZN a început în 1991, când Ministerul Apărării a decis să le analizeze și acolo unde era cazul să reducă nivelul lor de clasificare pentru a le pune la dispoziția publicului care cerea să le consulte. În 1992 a fost depusă o copie fizică la Biblioteca Centrală a Forțelor Aeriene. Aceasta a fost digitizată în ceea ce s-a numit Biblioteca Virtuală a Apărării, documentele devenind astfel accesibile pe internet. Fiecare înregistrare este formată din mai multe pagini care includ diverse considerații, cum ar fi locul reperării, data, rezumatul faptelor, constatării, interviuri cu martorii și documente grafice în cazul în care există, ca și propunerea de clasificare sau declasificare. În fiecare caz a fost respectată confidențialitatea privind identitatea martorilor. Primul caz tratează un eveniment din 6 august 1962, inclus în dosarul 620.806, împreună cu alte două observații care au avut loc pe 7 și 13 din aceeași lună în orașul San Javier, Murcia. Ofițerul de zbor aflat la baza aeriană San Javier a văzut la ora 22, la altitudinea de 500 de metri deasupra de Monte Cabezo, o lumină puternică similară cu farurile unui avion care vine la aterizare. La început și-a zis că este poate un astru, dar după câteva minute lumina a început să facă mișcări rapide, laterale și verticale, imposibil de efectuat de avioane sau elicoptere. Fenomenul a fost urmărit printr-un teodolit de precizie, instrument topografic destinat măsurării unghiurilor ca și prin binoclu, dar nu s-a putut distinge vreo formă definită.
30 de minute mai târziu, lumina abia se mai vedea. În ciuda datelor limitate prezentate în dosar, ministerul a considerat cazul ca fenomen inexplicabil. Un alt caz declasificat în biblioteca virtuală este datat 9 decembrie 1968. O notificare telefonică anunță observarea unui fenomen luminos la est și la vest de Almeria. Dosarul spune că martorul a calificat drept OZNE un obiect, deși nu a indicat detalii privind forma, culoarea, dimensiunea, înălțimea, distanța, viteza, etc., în afară de intervalul orar între 16 și 20 și 16 și 25 de minute. Dosarul menționează că nu a fost realizată altă investigație, în afară de faptul că s-a confirmat absența traficului aerian în zonă. Dosarul conține și o scrisoare de la generalul subinspector al celei de-a doua regiuni aeriene și șef al sectorului aerian din Sevilla către generalul locotenent, șef al statului major al aerului, în care sunt incluse toate datele declarate de cel care a făcut reperarea. Toate acestea le comunic cu aceleași rezerve cu care transmit și alte informații similare OZNE pentru a vă încunoștința în cazul în care vor fi și alte efecte, conchide scrisoarea. Un alt dosar declasificat privește cazul din 20 iulie 1978 din orășelul Agoncillo, lângă care se află aeroportul orașului Logrono, provincia La Rioja. Dosarul precizează că în dimineața zilei menționate, aproximativ la ora 1 și 20 de minute, un soldat care era de serviciu la poarta principală a aeroportului Agoncillo a raportat că a văzut un obiect ciudat în aer. Conform descrierii sale și a altor doi militari, era un obiect care zbura la o altitudine de aproximativ 1000 de metri în direcția est-vest, cu o viteză redusă și fără zgomot. Descrierile celor trei coincideau în această privință, dar se deosebeau în privința formei obiectului menționat. Doi dintre ei au văzut un romb, în timp ce al treilea a văzut un triunghi. Unul dintre ei a spus că erau patru lumini albe în partea de sus a rombului, în timp ce altul a spus că era o lumină albă pe fiecare vârf al triunghiului. Prima observare făcută în Madrid a avut loc pe 11 decembrie 1968. Doi martori au raportat independent la ora 25 minute, respectiv 20 și 30 de minute, la ofițerul de serviciu al Ministerului Apărării, prezența unui obiect foarte luminos, cu modificări de intensitate a luminii, în sud-vestul capitalei. Primul apel a venit din zona bulevardelor și spunea că la o înălțime de aproximativ 40 până la 50.000 de picioare, adică 12-15 km, este un obiect foarte luminos. Al doilea apel, făcut 30 de minute mai târziu, a venit din Plața de Cristo Rei, de la o femeie care nu și-a dat numele, dar care spunea că vede un obiect foarte luminos cu flash-uri. Fișierul a fost închis fără o altă investigație, deoarece datele introduse nu conțineau suficiente elemente de stranietate pentru a putea exclude ipoteza că a fost văzut un astru strălucitor. Concluzia menționează că pare mult mai probabil ca să fie un efect al psihozei pe scară largă din timpul anului 1968 privind apariția de OZN-uri. Înregistrarea 660.402 este primul caz înregistrat în Galicia. Acesta a avut loc în Ferrol pe 2 aprilie 1966, când la ora 23:30 de minute la stația de radio A Careira, un caporal de gardă, un paznic și doi marinari au observat pe cer un obiect voluminos, având o lumină opacă, care își schimba forma cam la fiecare 5 minute.
În raportul trimis către locotenent comandorul șef al stației, se arăta că observația a durat 45 de minute. Pe baza datelor din dosar înaintate către șeful postului de radio, martorii spun că obiectivul se găsea la stânga de Monte Campello. Caporalul a făcut și o fotografie atașată la raport, împreună cu o schiță realizată tot de el, cu diferitele faze observate ale obiectului. Militarul a descris de asemenea forma și culoarea albăstrui a obiectului, menționând că acesta se găsea la o altitudine de aproximativ 200 de metri față de teren. Dosarul conține și mărturia unui marinar care a observat din zona râului Hubia Narón, a Coruña, același obiect care a fost văzut deasupra stației radio în aceeași zi, la ora 23. Un alt caz curios este observația făcută în zona Bardenas Reales, Navarra, în decembrie 1980, de către un controlor de la poligonul de tir Bardenas, în timp ce acesta conducea pe drumul Tudela-Arguedas. Potrivit opiniei personale, obiectul zburător părea să aibă un corp central masiv, cu un sistem de propulsie de mare putere și alături de el erau alte două sau trei corpuri mai mici care zburau în formație cu cel din centru. Obiectul se deplasa la o altitudine între 600 și 900 de metri, cu o viteză similară cu cea a unei aeronave comerciale. Potrivit martorului, obiectul a dispărut în spatele munților, lăsând în urmă o dâră mult mai largă decât cea a unui avion comercial. Comunitatea din care au provenit cele mai multe rapoarte este cea din insulele Canare, cu cel puțin 10 dintre ele declasificate. Una dintre înregistrările cu informații mai bogate este cea cu numărul 741.124. Martorul mergea cu mașina cu familia sa pe 24 noiembrie 1974 pe drumul de nord al insulei Gran Canaria, când a văzut o pată strălucitoare albă lăsând în urmă o coadă luminoasă scurtă. Zbura cu o viteză foarte mare la o altitudine relativ joasă, între 900 și 1200 de metri. Martorul a spus că din cauza că era la volan, nu a putut face nimic altceva decât să se uite la apariție câteva secunde. Dar fiica sa a urmărit fenomenul și a confirmat întru totul cele văzute de el. La 15 minute după această primă reperare, la ora 19:45, avionul IB-098 a decolat din Tenerife către Las Palmas. La câteva minute după decolare, piloții au văzut o lumină foarte puternică venind din direcția opusă mersului lor. Cabina a informat turnul de control, care a spus că nu există niciun trafic. Atunci pilotul a solicitat confirmarea radar, contactând escadrila de supraveghere aeriană. Răspunsul acesteia a fost negativ. În informarea trimisă de radariști scrie că la ora 20:20 de minute s-a detectat un ecou care s-a estimat că avea o viteză de 500 de km pe oră. Concluzia în urma celor trei rapoarte preciza că strângerea de observații diferite a prezentat o importanță incontestabilă pentru evenimentele care au avut loc în acea noapte pe cerul arhipelagului. În final, s-a apreciat că rapoartele prezintă un caz foarte important și dificil de explicat. Cam atât pentru astăzi, eu vă invit să vă alăturați comunității Descoperă Lumea TV România și să deveniți membri oficiali ai canalului. Mai multe detalii găsiți în secțiunea Alătură-te! Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare nu uitați, oriunde, oricând, Descoperă Lumea TV!